Derivata a întâia. Să vedem ce înseamnă derivata a întâi. Deci, există funcția fx oarecare. Ducem tangenta într-un punct x0. Tangenta de alfa e prima derivată în punctul m0 de coordonate x0, y0. Și acum, limită când este x0 de f de x minus f de x0 spre x minus x0 egal cu f prin de x0 egal cu m. Panta tangente. Cazul unei drepte orizontale. Ce este orizontală? Este o dreaptă paralelă cu axa OX la distanța n. Toate punctele de pe orizontală are aceeași ordonată, adică n. Proprietatea tuturor punctelor de pe orizontală generează ecuația orizontală. Deci de aia se numește Y egal cu n. Ecuația orizontală. Orizontală paralelă cu X. Tangentă de alfa e 0. Panta e 0. Unghiul cu axa OX este 0. Yx este mx plus n, o dreaptă cu pantă m cunoscută și n ordonată la origine cunoscută. Dacă m e 0, yx fac 0 ori x plus n, y egal cu n, orizontal. Prima derivată, y derivat fac n derivat, e 0, derivată e 0. Limite când este câte 0, de f de x minus f de x0 spre x minus x0, e limite când este câte x0 din n minus n, pe y n, supra x minus x0, n minus n fac 0, 0 supra x minus x0 fac 0, limite când este x 0 din 0 fac 0. Deci panta egal cu 0. Să vă obișnuiți cu asemenea, da, treburi care nu li s-a explicat și nu li s-a pus, mă rog, nu s-au băgat în seamă prea mult. O verticală trece, are toate punctele de pe verticala asta are aceeași abscisă, x0. Deci x egal cu x0 este ecuația verticalei. Ăsta e alfa e 42 de grade, pi pe 2, adică 90 de grade cu axa OX. Tangenta 90 de grade este plus infinit. Deci nu are pantă. Vertical, panta este infinit, că nu are. Da? Panta infinit. Deci o verticală face cu axa OX 90 de grade. Panta este infinit. Limită cât distanță T0 din F de X minus F de X0 spre X minus X0 este limită când distanță T0 din Y minus Y0, X minus X0 e 0, orice număr împărțit la 0, deci e limită când distanță X0 din Y minus Y0 spre 0, orice număr împărțit la 0 fac infinit. Deci de-aia panta este infinit. Să nu învățați degeaba aceste lucruri. Să le aplicați.